O, Doamne, Tată, vin să mijlocesc, o, Doamne, pentru frații, surorile mele și toți oamenii care strigă după Tine și au nevoie de ajutor. Fie-ți milă de ei, ascultă rugăciunile lor și lucrează la cauzele lor după voia și puterea Ta. Binecuvântă-le, Doamne, familiile, copiii, și ajută-i în cazurile lor și în problemele lor, așa cum numai Tu poți să-i ajuți. Mijlocesc în mod special pentru toți cei care sunt în spital, pe paturi de suferință, în închisori, care suferă pentru Tine și lucrarea Ta, care sunt în azile, în orfelinate, că Tu ești Tatăl orfanilor și văduvele, pe paturi de suferință, pe străzi, necăjiți, întristați, îndurerați, care n-au loc de muncă, care n-au pe nimeni, singuri și părăsiți, abandonați, falimentari. Fie-ți milă de ei, ascultă rugăciunile lor și lucrează la cauzele lor după voia și puterea Ta. Și numele Tău să fie slăvit, înălțat și glorificat. Mă pun și eu în mâinile Tale, Doamne, cu cauzele mele, cu necazurile mele, cu familia mea. Te rog, fie-ți milă și de mine, Doamne. Binecuvântă familia mea, Doamne, copiii mei. Binecuvântă, Doamne, familiile tuturor oamenilor din lumea întreagă. Și acolo unde este neînțelegerea, adun păcare, Doamne, între soț și soții, între părinți și copii. Și lasă pacea și armonia care numai Tu poți aduce. Ajută, Doamne, să Te primească pe Tine, Prințul Păcii, în inimile lor și astfel să primească pace. Mijlocesc, Doamne, pentru toți oamenii mântuiți din lumea întreagă. Fă-i să înțeleagă că au nevoie de Tine, au nevoie de mântuire, au nevoie de viață veșnică și să dea sens vieții lor, să-și pună viețile în mâna Ta, să intre în legământ cu Tine în apa botezului, să primească mântuirea și viața veșnică. Și pentru aceasta Te rog, binecuvântă toți frații și surorile mele, toate bisericile, toți slujitorii Tăi, să-și împlinească marea misiune, marea trimitere de a vesti cuvântul Tău la cei nemântuiți. Și cât mai multe suflete nemântuite să primească mântuirea și viața veșnică. Și numele Tău să fie slăvit, înălțat și glorificat. Pun toate aceste cauze în mâna Ta și proclam birința Ta peste ele și cred că Tu vei lucra așa cum mai Tu poți să faci. Și în toate numele Tău să fie slăvit, înălțat și glorificat. Amin. Doamne, în Tine mă încred, că Tu ești al meu păstor, teamă de nimic nu îmi este, căci cu Tine eu când merg, niciun rău nu poate fi, cât de bine e lângă Tine. Eu mă las acum, Iisus, pe brațul Tău sfânt, mă las în a Ta îngrijire. Eu mă las acum, Iisus, pe brațul Tău sfânt, mă las în a Ta îngrijire. O, Doamne, Tată, primește jertfa mea de dimineață la tronul Tău de laudă, de milă și de îndurare, ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea Ta. Și lucrează Tu la toate cauzele pe care le-am adus înainte, după voia și puterea Ta. Și numele Tău să fie slăvit, înălțat și glorificat prin aceasta. Amin. Stau pe malul mării și la Tine mă gândesc, Te laud, Te preamăresc, o, Domn ceresc. Ca marea e viața mea, se duce în infinit și curge într-una
spre tine, Domn iubit, de aceea cu viața mea te voi lăuda și voi cânta aleluia. De aceea cu viața mea te voi lăuda și voi cânta aleluia.